Bine vă regăsesc, stimați telespectatori, la, din nou în fața cortinii de sticlă, cu același invitat de săptămâna trecută, cu poetul, prozatorul și editorul Aurel Ștefanache. Vorbiserăm atunci de originile sale, de camera lui Sambo, ca să luăm o sintagmă de la Mircea Eliade, de Costuleniul lui natal și de împrejurimile de acolo, de Jihia, de păduri, de preotul Nicolau din sat, de părinții săi, de bunicii săi, și iată s-a constituit un profil interior despre care Aurel nu prea l-am auzit vorbind așa la diverse întruniri scriitoricești, dar uite că acum l-am tras de limbă și a reușit să obțin de la el anumite lucruri care spun, vorbesc multe și despre poezia lui și despre literatura lui în general. Mi-am propus ca în partea aceasta a doua a întâlnirii noastre să vorbim puțin despre mișcările astea de idei și despre evenimentele care se petrec în lume, care ne aduc atingere și nouă. Deocamdată ele sunt, pare să că la distanță, încă nu ne ating direct, unele dintre ele nici nu au legătură cu mentalul românesc, dar, ca exemplu, conflictele rasiale din Statele Unite. Noi nu avem așa ceva și nu avem de ce să avem așa ceva în România. Acolo există un mental colectiv care păstrează foarte vie toată povestea aceea cu exploatarea oamenilor de culoare într-o epocă în sudul Statelor Unite, războiul secesionist, etc. Deci acolo există o anumită violență care a stat tot timpul, a fost tot timpul în anii aceștia. A fost latentă, a avut forme mai ușoare, dar s-a transformat și în lucruri dure, grave, cum sunt cele care se petrec acum și cum s-au petrecut în lunile din urmă. Nu vorbim despre asta la noi, pentru că nu e cazul, spuneam. Însă, sunt anumite elemente care vin către noi ușor, ușor, și anume, iată, pentru prima dată se vorbește despre, în Occident, despre o criză severă, organică, a creștinismului. Deci o cristianofobie. Și ele se traduc în felul următor. Sunt anumite țări, cum e Olanda, de exemplu, care dă știri sigură, s-au desfințat cinste de biserici, nu mai sunt preoți, numai când parohiile există, oamenii sunt, dar nu mai merg la biserică și atunci nici parohul nu mai poate să-și ia salariul, nici biserica mai poate exista și atunci l-au transformat în diverse alte lucruri, bisericile respective, spațiile cu pricina. Există de asemenea un clasament făcut de agenție de la Bruxelles în legătură cu frecvența prezenței în biserică a diverselor popoare din Europa de azi. Nu o să le iau pe rând pe toate, dar ca o imagine generală, e foarte scăzut procentul ăsta în țările scandinave și în Germania, chiar și în Franța. Mai bun, mai cu cifre mai înalte în Spania, Portugalia și parțial Italia. Dar în Est încă stăm bine la capitolul ăsta, ca să spunem, deși și aici se văd tot felul de semne din astea aduse de... Se vede că sunt niște germeni așa exteriori care vin și tot ne încearcă cu diverse lucruri și apoi iar dispar și iar apar și tot mai încearcă și la nivel public, vreau să mă refer, adică la nivel de intervenție publică și de politici publice, poate chiar. Mi-amintesc de o persoană care era asistenta unui domn demnitar român înalt și care dădea interviuri și spunea cum o să fim noi fericiți în locuințele comune. Ea și construia de acum clădiri în care se află mai multe apartamente, un singur living jos în care se adună toți oamenii din cele apartamente să mănânce prânzul și cina și să poartă discuții la modul ăsta. Și spunea că are foarte mulți amatori. Eu am îndoieli în legătură cu amatorii pe care avea ea pentru asta, dar iată că se fac încercări, ca să spunem, de acest fel. Sunt apoi așa numiți credincioși fără religie. Oamenii spun că da, ei cred în Dumnezeu, dar nu la biserică. Asta se întâmplă și la noi din ce în ce mai des, din păcate, cum se vede. Însă, ele au și forme severe și extreme. Ca de exemplu, legalizarea incestului și a necrofiliei în Suedia. Să face așa o lege care să legalizeze incestul și necrofilia este ceva aberant. Nu știu, sper ca niciodată în ortodoxie să nu se ajungă și la așa ceva.
Așa, asta este o invenție a tineretului liberal, e așa și spun, e un partid în Suedia, tineretul liberal, și care a impus la stat și statul a fost de acord să dea o asemenea lege. Ca să nu mai spun de biserica Google din Canada. E o biserică aprobată de statul canadian, e legală, are circa 5.000 de adepți și care se duc în așa numitul templu și se închină la Google, așa cum creștinii se închină la Dumnezeu și budiștii la Buddha. Există asemenea forme care sunt extreme, evident, dar care spun ceva despre mișcările astea de idei ale oamenilor în diverse locuri și care arată că nu stăm chiar foarte calm. Ne aflăm noi aici, am spus la un moment dat, că din punctul ăsta de vedere pare că ne aflăm în ochiul ciclonului, știți? Apropo de ciclonul Laura, care a făcut treaba din Statele Unite zilele astea. În ochiul ciclonului nu se întâmplă nimic, liniște. În vreme ce în jur toate apele sunt vânzolite, bat vânturi puternice de 200 de kilometri la oră, astfel încât totul este vacarm în jur, dar în ochiul ciclonului este mare liniște. Ei, așa ziceam și eu la un moment dat, că s-ar putea că să trăim din punctul ăsta de vedere în ochiul ciclonului. Aurel Ștefan, cât crezi că ne influențează pe noi aceste mișcări care sunt pe globalizare, da, pe formula veche a globalizării? O să-mi îngăduiesc să recurg la o zicere a unui tip foarte special, Goya, somnul rațiunii noastre noastre. Da. Ce se întâmplă? Când am vorbit și despre tehnologie, sigur, accesul care este nelimitat, eu nu știu dacă e bine sau rău, habar n-am, dar are recurg puțin ce a însemnat Inchiziția. Pentru că noi am spus că Inchiziția a fost cel mai rău lucru. Nu. Inchiziția era un fel de echilibru. Cu toate riscurile, mi-a spus și lui Galileo Galilei și lui Giordano Bruno, e adevărat, se mișcă. Noi nu spunem că se mișcă, dar ce transmitem? Și cui? Și cum? Acum și atunci Giordano a fost mai apric și a sfârșit, pe cum știm, Galileo Galilei mai cooperant și a s-a dus mai departe de mers. S-a dezis, da. Așa. Deci, din acest punct de vedere, sigur, și are ne mai întoarcem la o chestiune care o știm cu toții. Ce înseamnă informația? Înseamnă putere. Și eu zic că nu numai putere. Înseamnă și o anume decadență, în sensul că lucrurile mari și importante ajung, n-aș vrea să jignesc pe pe mâna oricui, dar întâmplător ajung pe mâna oricui. Și atunci, sigur că ce înțelege, de exemplu, X, citind, să spunem, Biblia și trebuie Y. În ce stare se află X când citește și Y, și celălalt. Unul poate să fie într-o stare de beție totală și să-l țină multă vreme și să aibă un punct de vedere. Ce avea Iisus Hristos? Hai să-i ce nu știu eu despre ce vorba. Atunci toate lucrurile încep să apară într-o anume confruntare. Și zice el, păi de ce să nu practicăm incestul? Fără să aibă explicații, că dacă vorba ta, cum spunea Safdar, băi, tu știi scrie Shakespeare? Și băi, eu mă duc la internet și știu. Nu știe. Așa e și aici. Atunci, lucrurile nu sunt scăpate din sub control. Ele, într-o anume variație, într-un anume metabolism, ele se manifestă. De asta sunt prinse și întâi de toate universitățile, vorbeai de mari universități ale lumii, de la Harvard. Nu, mai jur, și americanii sunt considerate cu și spunem așa, sigur că la olandezi, în istoria olandezii, putem găsi foarte multe explicații. Dar în Olanda că în formația și în combustia poporului sunt multe lucruri artificiale. De la pământul cărat chiar de România și extins prin mare, sigur că ei încep să se raporteze într-un fel. Dar aceste extravaganțe, că așa se numim, extravaganțe, că nu știu altfel, sigur că tu vei spune, băi, dar ele vin și uite că le extravaganțele, comoditatea. Dar cum, extravaganța este un lucru care e mai mult personal și un personaj, apar la personaje din astea mai exotice. Da. Nu știu cum, Malagamba din anii 50. Da, bun, corect. Sigur că este un mare semn de mirare, atât pentru biserică, și pentru creștinul care, sau cel care
Folosește idei de biserică. Dragă, omul are între alte componente, de care noi vorbeam în prima întâlnire, da. Mai are și componenta anarhică. Categoric. Pentru fiecare o are în germene acolo. Categoric. Are și componenta cealaltă anomică, în care preferă așa o lume fără legi, în care să nu să fie nicio lege, nicio constrângere, nimica. Anarhia care nu mai ascultă nimeni de nimeni și face fiecare ce vrea. Exact la partea asta. Da, toate deci astea duc la anarhie. Dar astea sunt toate... Conflictul... Ele sunt toate, acum sunt manifeste încă mai mult decât erau. Da. Au ieșit de sub stăpânire. Știi cum e? Îmi spunea odată un profesor mare de la Socola, îmi spunea că toată lumea suntem paranoici. Toți avem paranoia și schizofrenie. Da. Schizofrenia de anumit tip se vindică. Da, și asta nu. Alții o schizofrenie din asta benignă, iar alții nu se mai vindică niciodată. Rămân în beton. Asta e problema. Da, deci, sigur că da. Nu putem ieși din această paradigmă. Sigur că avem pe masă pe toți, cum ai spus tu. Acum aceste confruntări dure de tot rasiale din Statele Unite, cu vestele galbene din Franța, cu atâtea alte lucruri din astea care încet și mai cu seamă, intenția și, de fapt, nu ce intenție, că s-a și făcut asta, își distrug trecutul. Dărâmă statuile. În America au dărâmat statuia lui Columb. Dar de ce au dărâmat-o pe aceea? Pentru că acela a venit primul și uite, de aceea suntem noi colonizați. Pentru că există o formă de lucru a reamintirea lui. Remember, păi aceea, metalul de acolo, dar englezii care s-au să vandalizeze statuia reginei Victoria și al generalului Nelson la Londra, oare ce mental mai aveau ei? Este o explicație minimă. Veneau din faptul că a fost un imperiu colonial. Da. Bun, același lucru se petrece în diverse alte locuri, nu peste tot. O să-mi dai voie să relaxăm puțin discuția. Știi, pe mine era bancul ăla teribil când aici era Ion și Nicoace Ianoș. Oameni îmbrăcișați cu punct de vedere sincronizate total, prieteni total. Și în una din zile Ianoș trece pe drum și Ion era la coasă acolo. Da. Salut, mă, Ioane! Și ăsta încruntat, pune coasa în soate, ce s-a urât la mine? Băi, fii atent aici. Voi l-ați omorât pe Mihai Viteazul. Da, băi, așa-i, dar cu 600 de ani. Nu mă interesează, acum mi-am amintit eu. Înțelegi? Adică ne găsim puțin în chestiunea asta, sigur. Ioane, noi trebuie să privim, așa văd eu, că întotdeauna aceste forme prin care să ajung în prima parte despre accesul la libertate care spuneam că eu l-am avut total. Deci toată treaba asta creează la un moment dat un fel de viață somnambulă. Accesul tău la libertate nu a însemnat să lipsești libertate pe vecin. Nu, sigur. Atunci... Nu. Oamenii este intră într-un fel de lume a somnambulilor. Și băi, fii atent aici, uite, familia mea din negru, și eu sunt negru, ia-ți seama. Și atunci libertatea care noi o afișăm și nu-i rău, o crotim și nu-i rău, și ne sprijinim pe ea, nu-i rău, dar ea devine, la un moment dat, are și o parte nocivă. Da, o mare părți, multe nocive. Hai să nu se exagere, o parte nocivă. Și atunci, oamenii care au trăit cu acest, să spunem, deficit de libertate, în cauza să și-l acopere. Și atunci el zice, ce e Nelson? Ce e statuie? Ce e catedrala? Asta fac parte din trecutul lor și atunci îl neagă pe același. Sigur că da, sigur. Și atunci, depinde cum echilibrăm această ieșire. Noi nu putem echilibra nimic, adică putem vorbi despre asta. La alții în mână stă echilibrarea aceasta de care vorbim, pentru că acum sunt două sentimente manifeste pe piață. În toată lumea asta. Deci ai sentimentul de frică pe care l-a indus povestea asta cu pandemia. Impecabil lucrat, subliniez. Deci asta e frica și domină pe toată lumea. Deci sunt instrumente clasice pentru treaba asta. Să știe că o societate în care e prăbușită în frică e foarte ușor de condus. În fond, la urmă, e ușor, duci de mână unde vrei tu. Dar în același timp, e și ura pe care eu o văd în asemenea manifestări, inclusiv la cele din Franța cu vestele galbene. Deci frica ne bagă în case. Ne izolează să nu luăm COVID-ul. Ura ne scoate în stradă. Ai văzut la aceia care manifestă și în Statele Unite și din coace în Europa
ce mască, ce distanțare, acolo sunt proteste de zeci de mii de oameni care se înghesuie unii în alții să dea în polițiști. Și ce îi scoate din casă? Îi scoate ura. Deci ura, pot să constat, uitându-mă din afară, încă din afară din România, că ura este mai puternică decât frica. Iată. Și atunci, vin. Pentru că este mai se identifică mai bine cu treaba. Și atunci vin mai spun mai departe, da, că cei care sunt, spuneam mai devreme, de creștinism, de cristianofobie și de celelalte, noi nu avem acces în biserică din cauza că nu ne infectăm cu COVID-ul. Și nu mai avem voie să primim Sfânta Împărtășanie și nu mai avem voie să sărutăm icoanele și nu mai avem voie, nu știu, tot felul de constrângeri din astea, da, care se leagă de mersul la biserică, dar ceștilalți, curentele neomarxiste care sunt în stradă, în Statele Unite, ăștia au biserica la îndemână, biserica e strada. Biserica lor este strada. Și acolo ei se manifestă, acolo ei se închină la Google, acolo se închină la nu știu mai cine. Uite, să ne uităm, iară facem un recurs la memorie. Când spunem 7 noiembrie la ruși, în cititul nostru azi cu toate mijloacele, constatăm că a fost un bluf total. Că dacă eram mai atenți ceilalți, partea cealaltă, nu se întâmpla. Pentru că era vorba de acolo să băut câteva sticle cu vodcă, a fost o revoltă total necontrolată. Bine că Trotsky, fiind un mare maestru... Dragul meu, acolo dacă intrăm în istoria asta, ajungem și unde ajungem? La bani, la mărcile germane. Acolo bineînțeles că și asta e partea în cealaltă, în cealaltă raf. Și atunci noi vin și spunem, de ce se recurge, trebuie să o spunem iară cât mai drept, la neomarxism. Pentru că se vorbește despre proprietate, pentru că se vorbește despre libertate într-un alt fel decât cum am fost... E o patologie. Da, oamenii sunt foarte multe cărți scrise de cercetători din este excepțional, din vest și la noi. Iată, este Nicu Gabrielus, de exemplu, care a scris cărți despre asta. Aceste patologie asta neomarxistă funcționează acum cu mare exactitate și cu o mare forță, pentru că și au răspunsul la toate. Spune, domnule, nu știți ce dezastru s-a întâmplat în Europa de Est și Centrală cu aplicarea teoriilor lui Marx, lui Lenin și Engels și cu tot comunismul de acolo? Da, știm. Dar noi știm cum se face, nu ca aia care au fost proști și n-au știut ce să scoate din marxism. Iată răspuns. Vine Coelho, care este un prozator, mă rog, destul de citit așa pe lume, și spune că el face și o profeție așa, nu știu unde a luat-o, dar uite că am senzația că a fost bun. Acum câțiva ani a spus că, bine, el omul prin universitățile americane e cerut acolo să stea de vorbă studenții cu el, să mă rog. Și a spus că în anul 2050, el dădea ca limită ăsta termenul, 2050, toți studenții din Statele Unite vor avea în piept aici o insignă cu chipul lui Marx. Și noi atunci, noi cred că lumește sau ce știu eu ce face cu el, dar uite că începe să aibă dreptate. Acum, sigur că noi nu putem nega ceea ce se întâmplă, este greu de conținut. Se vede cu ochiul liber. Dar. Punctul de sprijin care ar fi însemnat numai Marx are și vulnerabilități teribile, adică sigur lui pot conta, sigur că în Franța a dispărut monarhia acum 300 de ani, sigur că numai, dar există în Anglia și mai multe părți, sigur că unele lucruri pot fi atât de periculoase precum le bănuim sau mai... Și le-ai spus bine, având la bază frica și ura. Dar întotdeauna există și partea cealaltă. Vrem sau nu vrem, există obligatoriu și partea cealaltă. Adică, și am vrea să subliniez tot cu lucrurile astea, extrem de la îndemâna, circula acea chestiune cu Pokémonul, da? Umblau băieții, călcau avioanele, călcau... Cu Pokémonul, da. Da. Bun, nu mai este. Adică undeva, ăștia ducând peste limite și peste partea de suportabilitate, ceva, conflictul se acutizează, devine și amândouă părțile devin în conflict maxim și cine pierde și cine câștigă. Sunt și alte reflexii care ar fi, sigur că da, ar fi comici dacă n-ar fi tragice. De exemplu, recent. Da? Filmul pe aripile pământului s-a oprit. Știi, mă. Păi da, asta nu da, e. Da, bun,
știu că primul lucru, zici, domnule, te las interzis, și încep să afli care sunt argumentele și atunci încep să te gândești că iată că există niște argumente, niște oameni în spate care au și niște ideologii, care creează și un sistem de ideologii și atunci înseamnă că nu mai e chiar așa de simplu. Ca dovadă, ca a doua victimă celebră de zilele astea. 10 negri mititei, celebrul roman al Agatei Christie, nu se mai cheamă așa. Se cheamă 10, au fost 10, erau 10. Da, că au fost 10. Păi, da, nu se poate așa, nu, asta nu se poate lua. Asta nu se poate lua în glumă. Dar nu iau în glumă de lucru. Asta și ce a însemnat după asta? Asta a însemnat după aceea, imediat, refacerea textului. Pentru că se apare de 69 de ore cuvântul negru în textul romanului și l-a fost modificat. Ca să nu mai apară cuvântul negru. Deci asta e vorba. Și ca să nu mai spun, uite, acum la recent se joacă un turneu mare de tenis în Statele Unite și ăsta Osaka, o jucătoare, știi, culoare, japoneză, a ajuns în semifinale și a spus că ea se retrage în semn de protest față de la ce pedepse sau la cum sunt tratați negri în Statele Unite. Așa, la formi din asta s-a ajuns. Asta e forma, cum să spun eu, dusă peste limitele nu controlate, accesibile și comestibile, dacă îmi îngădui, a libertății. Pur și cu asta ce-ai rezolvat? Hamilton, care este unul campion mondial la raliuri, la Formula 1, își pune colegii să se pună în genunchi înainte de orice cursă, să așeze în genunchi și nu se așează în genunchi ca la dușmanul lui. Nu e bun, deloc. Da, eu sunt de acord cu tine că nu e bun. Eu vreau să spun că toate aceste ieșiri maxime și cu agresivitate, că negri, pui, negri, tot negri vor rămâne. Aici trebuie să-i spui, atenție, după politica corectă, să-i spui persoană de culoare și după aceeași tehnică, acum ele sunt sub edic lume. Dar vreau să spun că s-a mare, pentru că, de exemplu, cineva a venit și a spus, nu, asta nu e glumă cu negri. În Franța, de exemplu, dacă ai scăpat o asemenea vorbă pe culoarea universității, risc să fii exmatriculat. Îmi dai voie, când lumea, ai spune, aceste persoane de culoare au mers în Franța, au mers pentru un trai mai bun și pentru a fi altceva. Sigur, francuzii și nu numai ei, care au Anglia la fel și mai departe, încetul cu încetul au pierdut din vedere ca să poți deveni o problemă. Cineva, un mucalit, zicea pe internet că nu o să mai avem voie să spunem că Dunărea izvorăște din munții Pădurea Neagră. E posibil. Și nici că se varsă în Marea Neagră. Da, bun, și culoarea neagră nu mai există. Pădurea, o să spune o culoare, pădurea de culoare. Opusul albului, nu? Pădurea de culoare și Marea de culoare. Bine, asta sunt glume. Deci glume, dar ele de acum sunt, încep să devină amare, pentru că constați că ele nu fac parte dintr-o, cum să spun, un repertoriu de glume de genul spusele lui Gâgă, ci fac parte din viața oamenilor, organizează societăți, organizează societăți. Nu e vorba de o chestie, o mai fost din astea prin anii 70, cu diverse mișcări, cu secte, cu, știam, aflam informații despre nebuni care se adunau nu știu unde și împușcau, se sinucideau ca să-i dau sfârșitul lumii. Asta există întotdeauna. Erau niște mișcări din acestea punctuale, ușor de izolat, în fond, erau 40-50 de inși. Păi, dar acum aceste mișcări, cum e și ăsta... Nicu Gabriluță le numește noile religii seculare. Deci la political correct, între altele, new media, transumanismul, astea sunt și le analizează, sunt noile religii, noile religii sexuale, uite la seculare. Uite, de pildă, la new media, zice așa. El declară că vor să le ofere omului confort, liniște și prosperitate. Răspunsul oamenilor este aproape religios și zice dragoste cu fetiș și după aceea intră într-o religiozitate imediat și apoi începe așa. Cuvântul preot este înlocuit cu expert IT. Cuvântul enoriaș este înlocuit cu acela care așteaptă cu frigurare un nou joc inventat de preot, adică de expertul IT. Yeah. Iată cum se reorganizează lumea pe gageurile astea, care noi zicem că poate că nu ar fi chiar așa. Vin McLuhan să spune că noi trebuie să tindem către satul planetar. Așa, satul planetar, cum se poate ajunge acolo? Aici, cu New Media, cu aceste noi forme de... Uite, să-ți dau niște exemple.
Ierusalimul Ceresc, orașul sacru, din da. Apocalipsă, e înlocuită, termenul, cu cyberspațiu. Termen, veșnicie. Nu mai spui veșnicie, spui eternitate digitală. Nemurire. Nu mai spui nemurire matale, ci spui cyber imortalitate. Nu mai spui suflet. Spui o sumă de biți. Deci aceste sunt cuvinte care se înlocuiesc cu ce spun da. Și asta face parte numai din limbajul, noul limbaj, dar face parte dintr-un program pe care îl stabilesc oamenii aceștia și care vor să fie impus. Bun, cum să spun, este eternul conflict între civilizație și forme de manifestare la un moment dat, atât... Dar când se spune că ăsta e drumul viitorului, deja începe să fie preocupant. Da, dar mi se pare iar firesc că viitorul are un drum. Viitorul, da, se poate și împotmune, se poate și schimba. Da, asta e... Da, faptul că există partea cealaltă, ca să vorbim, ce vine și ne tulbură, aș spune, confortul nostru consacrat și, aș spune, comod, confortul comod de Puceana Iurea, da, să-i spunem așa, e firesc să fie. Deci, din punct de vedere, așa cum a apărut în lumea cărții Gutenberg și apoi am ajuns unde am ajuns, sigur că au fost și acele conflicte pe această distanță care le-am consumat într-un fel sau altul, cu victimele de rigoare, ca să nu spunem altfel, colaterale sau nu. Da, sigur, este o problemă care trebuie să ne oprească puțin, să ne gândim unde ne ducem, de ce acolo. Și este poate un semn care noi l-am luat așa ca o deci, posibilă treabă, că apocalipsa chiar există. Da, în alte forme. Da. Spui așa, comunismul, prin faptul că au încercat să impună pe piciunea aceea că se chema omul nou. Ne amintim toți de prostia aceea. Nu? Deci omul nou e omul acela. E cam la fel. Bun, asta este problema, că chiar asta spun. Da, e omul nou. Vrem un om nou. Da. Ei, omul nou... Cine a atacat biserica vehement și dur? Comunismul, nu? Da. Cine a făcut din biserici alte locații? Comunismul. Ăștia cu New Media, e clar ce vor de la oameni, nu? Trebuie să fim toți niște enoriași care să așteptăm de la preoții noștri, de la experții IT, să ne dea jocuri cât mai frumoase și cât mai interesante pe calculator. E. Bun. Ce vrea transumanismul? Vrea să ne aducă o tehnică, de fapt asta este transumanismul, o tehnică a citirii gândurilor ascunse. Deci nu mai ai voie nici să ascunzi un gând, să trăiești în intimitatea ta, pentru că vin ăștia și te citesc. Și spune, deci există o întreagă poveste aici, nu vreau să fiu panicard în niciun caz, dar există Mircea Mihăie și îi spune un coleg și prieten, dar foarte bun publicist, Mircea Mihăie și spune în România Literară, într-un articol de fond, îl numește Internaționala Talibană. Am văzut. Deci, este, despre asta e vorba. E un talibanism care se extinde ușor, ușor, la nivel, sau poate chiar cu viteză, aș spune, la nivel mondial, încât eu mă aștept în fiecare zi să primesc vești din astea. Că vești le primești. Iată, că Turcia a transformat în moschee Sfânta Sofia, Agia, bun. Că ia că iarăși tensiuni în Mediterana între cu Cipru, cu Turcia, cu Grecia, cu nu știu cum. Astea sunt chestiuni pe care le-am mai auzit eu. Pe în anii 70, tot așa. Ei s-au refăcut, seria așa și vor funcționa. Astea poți să spui că sunt niște lucruri care intră într-o anumită habitudine. Dar astea la altele deja sunt prăpăscate. Sunt de spaimă, sunt absolut de acord cu tine, sunt de spaimă, sunt îngrozitoare, dar eu merg și spun în partea, aici spunem, optimistă, sigur că apare și forma cealaltă. Sigur. Care o să ori temperează, ori se dă la pace, ca să vorbim în termeni... Forma cealaltă nu poate veni decât dacă însăși societatea asta nouă, care este a tehnologiei, își inventează, nu știu cum, și nu știu ce să fie acea invenție, oricum nu asta, își inventează, cum spunea Miceleia, de mitologia sa. Ca să inventeze mitologia, cred că a fost și o ironie aici la mijloc, mitologia sa, pentru că n-au cum să inventeze oricine o mitologie cum este aceea a lumii, iată, a lumii de dinainte de adevăr. Acum noi trăim, se spune acești domni și doamne, spun că noi suntem în era post-adevăr. În era asta noi trăim. Era post-adevăr și ne pregătim, poate, nu știm când, să trăim în era post-COVID.
Și atunci vom avea alte reguli. Și atunci, toate lucrurile astea sunt spuse de niște oameni foarte serioși. Sunt profesori universitari, sunt cerezunde și nu sunt niște publiciști care au pus ei... Ei pleacă pe un temești civic. Pur și simplu, ei judecă sisteme de filozofie, de sociologie pe care le folosesc și chiar le fundamentează. Sunt argumente foarte serioase, sunt discipline care se studiază în universități. Dar ele trec să devin, ca și comunism de altfel sau marxism, din obiect de studiu în universitate, la filozofie sau la sociologie, da, depinde unde, prin aplicarea în realitate, în lumea reală, ele devin niște distopii la început, niște anti-utopii, niște utopii, cum a fost vorba cu comunismul și cu... formele astea. Bine, de organizare socială. Și aceste tendințe riscă să cadă la... Asta e la început. Da. Că e o distopie, că aia este utopie, că în Europa a fost utopie, că dincolo... Așa, bun. După care, ele se extind. Și atunci, ce vrea acea societate distopică? Să se extindă, să ocupe restul. Ce au vrut, sunt atâtea filme, atâtea cărți celebre și a lui Orwell și atâtea și altele, ce au vrut oamenii aceștia, este filmul acela cu oamenii care, roboții care caută pe oamenii care au cărți și care se le dea foc, le scot în stradă, de foc și omoară pe cei care posedă cărți, îi ucid. Și cei care au țin la carte s-au retras într-o omlaștină undeva și nu-i mai găsească și ei ce fac acolo? Învăța fiecare câte o carte pe de rost. O carte mare a lumii. Da. Și-o spun unul altuia în fiecare zi ca să nu uit. O singură carte. Aceea. Toate sunt titluri fundamentale. Asta e adevărat. Și mai este o poveste care, dacă tot am deschis paranteza asta, o închid imediat. A unui regizor, actor, scriitor, dramaturg portughez, Tiago îl cheamă, și care joacă o piesă pe care a scris-o el însuși. E un monodramă, deci e un singur personaj. Și personajul acesta, adică el, avea o bunică. Bunica lui l-a rugat să o conducă, să o însoțească la medic pentru un examen din ăsta de rutină. La anumită vârstă trebuie să-ți faci niște evaluări. A ajuns acolo și a aflat, e bine, cu sănătatea, cu tare, dar în maximum 2 luni veți orbi de tot. Deci veți orbi. Femeia nu s-a îngrijorat, n-a început să plângă, să se vaite, să smurgă părul din cap. Și a spus nepotului lui, Iago, i-a spus, eu am o singură rugăminte la tine. Să duci să-mi alegi o carte, să-mi aduci mie, să o învăț eu. Și i-a adus sonetele lui Shakespeare. Și bătrâna a învățat sonetele lui Shakespeare pe de rost, într-adevăr a orbit, și apoi zilnic spune acele sonete. Deci asta e modul de a trăi în continuare în acea lume pe care, într-un motiv sau altul, motiv medical, firește, a trebuit să o părăsească. Ei, acestea sunt exemple care fiind, sigur că ele sunt de literatură. Și literatura câteodată pare frumoasă, altădată nu. Îmi pare că lucrează cu lucruri din astea de invenție, de... Totdeauna sunt invenții și totdeauna... Și aceste invenții, chiar dacă sunt așa, răspund în realitate. Iată care sunt reflexele. Asta este absolut firesc. Lumea are în depozitele ei mai mult sau mai puțin ascunse invenții care, cum să spun eu, ce vedem noi astăzi, se putea întâmpla cu 400 de ani. Ele au fost, nu că au fost ținute într-un fel de... E bine că s-a inventat, dar să mai așteptăm. Așa că oamenii vor înainta, vor ajunge sigur până în zid și e posibil ca să găsească alte formule. Și eu mereu raportez ideea. Câte vreme luăm în lumea industriei alimentare, se spunea cineva că în America acum vreo 30 de ani s-a pus problema, băi, aici facem o agricultură industrială. Cu toată mișcarea științifică de la orice schimbare genetică să obținem producții. Și aici punem una ecologică, alături, față în față. Ei, când a venit vremea de recoltat, ăsta cu tehnologia a făcut producție uriașă, și ala era pe moarte. Ei, s-a găsit echilibru și a zis, băi, stai o leacă. Ăsta care este mâncarea foarte bună, e foarte scump. Da, luăm scump, da, sigur. Iar celălalt, la nebun, care să nu moară, să ducă pe zi pe alta, îi dăm de asta ca să mănânce toate nebunii. Sigur că este o problemă de reflexie profundă. Sigur că consacră acel
conflict între epoca, generație. Există și și tipul ăsta de reacție la oameni de anumită vârstă, bună, după la seniori care sunt pe 60 de ani, mulți dintre ei spun, nu mă interesează că pe mine nu mă atinge lucrurile astea, oricum eu am să fiu din mult oare și ulcerec, nu o să ajungă la noi chestia asta. Deci asta e un tip de abordare care nu e ok deloc. Deloc sigur, pentru că există niște nepoți care trebuie să trăiască și într-o lume normală, într-o lume, vezi că și aici am folosit un cuvânt. Păi punem problema care vorbeai tu despre incest. Eu cred că trebuie să retrag cuvântul normală, pentru că lumea care vine nu e normalitatea mea. E sigur că nu este conflict, conflict. Uite, normalitatea ta e costuleniu, amintirile, cărțile, etc. Da, sigur. Iar eu trebuie să vin acum să, cum spunea cineva, absolut, foarte serios. Și aduci un imn telefonului de ultimă generație. Nu numai atât, dar să mă duc frumosel la apropo de cărți, dar recomandarea este foarte serioasă, și deci nu e de glumă. Încă nu e amenințare cu pușcăria sau cu altceva, dar este un drumare severă. Spunând în felul următor, dacă eu merg acasă și aleg din bibliotecă o carte anume, să o citesc, alegerea aceea mea a fost inconștient dirijată de faptul că eu sunt alb. Și atunci am luat cartea unui alb să o citesc, n-am luat cartea unui negru. Bine, atunci, discriminare... Da, și atunci... Iar eu cu 5G, te-am... Băi... Aduceți pe domnul Ion să-l băgăm la pușcărie. Deci, ideea este următoarea. Da. Că atunci cineva, asta e, sigur că e o glumă, dar e o glumă sinistră. Da, pentru că dacă o iei în seamă, spui, domnule, stai puțin. Nu la casă și arunc toată biblioteca și mă păstrez un singur titlu. Da. Pii Sedar Senghor, care este un poet, de altfel foarte onorabil și foarte bun. Dar la modul ăsta nu se poate ajunge nicăieri, vreau să spun. Să nu mai voie să vorbești, să mai vorbești despre hermafrodiți la greci. Ce înseamnă asta? Mai schimb și mitologia acum și formele vechi, legendele Olimpului și toate. Din punctul meu, sigur, există un conflict, există o bătălie pentru a cuceri aceasta a unora. Da, ca orice bătălie, totdeauna este unul și celălalt. Bătălia asta pentru satul planetar, cum îi spune McLuhan, pentru o lume globală, dar lumea asta globală, uite că le arată dinții acum, niște colți foarte ascuțiți. Deja este discutabilă, a început să fie. Deja e discutabilă lumea globală. Partea asta deja, de globalizare, iată că ne-a adus instantaneu virusul. Deja începe să se discute despre națiuni, se aduc termenii ușor. Da, sigur. Da. Cu dispariția granițelor, sigur, statul global, asta înseamnă. Există oameni care sunt din ce în ce mai mulți, mai ales din partea teologilor, care, mă rog, cu cultură teologică, nu neapărat preot, sunt cu cultură teologică. Da. Și mai ales din catolici din vest, care vorbesc din ce în ce mai mult despre faptul că omenirea la un moment dat trebuie să se reseteze. Ei nu spun că e voința lui Dumnezeu asta. Că ar fi prea mult, ar trece în partea aia și n-ar fi crezut de ceilalți. Ei spun însă că omenirea trebuie să se reseteze. Și anume, la intervale, se creează câte un asemenea eveniment major. De exemplu, în secolul II a fost ciuma bubonică din Roma, toată lumea, cadavre pe străzi, peste tot, au plecat toți cei care erau posibili, erau pe picioare, au fugit din Roma, au ieșit din catacombii creștinii care au îngrijit pe acei muribunzi, pe ciumați, și atunci s-au făcut șere, s-au văzut cam despre ce e vorba creștinismul și au fost protejați într-un anumit fel sau îngăduiți, ca să zic așa. Păi a fost asta, epidemia de variole pe care au dus-o în lume vikingi. Au dus cu ei această boală, peste tot unde au ajuns și au împrăștiat în toată lumea. Apoi, la secolul XII au apărut mongolii în Europa, s-au dus să ocupe hunii, să ocupe Crimeea, nu puteau să intre de cetățile care erau acolo și atunci le-au venit o idee foarte bună. Anume, au aruncat cadavre din marmote și din șobolani în cetăți, peste ziduri. Și au plecat.
acele cadavre din marmotii șobolani au făcut o ciumă, așa, care a ucis în Europa 500 de milioane de oameni. Singura țară care a scăpat atunci a fost Islanda, pentru că era separată de ape și cumva... Deci acestea sunt anumite... unii pun și gripa spaniolă de la începutul secolului 20 în chestia asta. Dar este un moment când trebuie să reseteze. Și atunci oamenii ăștia se întreabă dacă nu cumva e un moment de la resetare. Asta. În discuții putem introduce orice. Dar nu fac că eu nu încerc să este opinia mea. Eu trebuie să arăt cam ce se întâmplă. Ce să spunem. Dar există o chestiune care trebuie privită foarte atent. Totul sub semnul puterii. Nimeni nu discută altfel decât sub semnul puterii. Cine deține puterea? Cine deține informația? Exact. Punct. Și cu asta s-a închis discuția. Deci nimeni nu o face în sensul, hai să spunem, de maximă evlavie, găduință, smerenie. Ci trebuie să punem mâna pe cum. Și atunci apar aceste dezbateri, acele forme prin care și tehnologic și spiritual încep să le combin și să le ofer cetățeanul care de obicei mănâncă ce îi se dă. Informația, apropo, privitoare la mâncare, la organizare socială, la bunuri de larg consum sau de mic consum, la ecologic, la tot ce vrei tu. Informația asta este pe internet, asta e clar. O găsești tot omul pe Amazon, pe asta își comandă jucării și ce știu eu ce mai comandă acolo pe internet. Deci, accesul la informație e clar cu este. Dar sigur că da. Da, dar acolo este altă parte, cealaltă pe care am spus-o cu episodul ăla cu Sabdaru, care nu mi-e să de minte. Partea asta la altă, e la ora care știu carte și care nu sunt... Nu sunt, cum se cheamă, analfabet funcțional, cum se spune acum. Am rămas siderat să aflu că în România sunt 60% de analfabet sau 70% de analfabet funcționali. Nu numai în România. Da, bineînțeles. Asta este de groază. Asta e de groază. Sigur că e de groază. Mă pot uita să spun unei. Te rog frumos să-mi scrii și mie un B de mână. Caligrafia. Americanii au venit de caligrafia. Americanii au venit să reintroduc anumite locuri. Uite, da. Apropo de bă, că la noi am dispărut puțin treaba asta, deci încep, eu știu, să miști iarăși. A fost vorba de introducerea unor manuale școlare de astea virtuale. Pe calculator. Și copiii nu mai au cărți, nu mai au nimic, să uite numai acolo și învață lecțiile. În Germania au avut ideea, au început să o pună în lucrare și au oprit-o brusc. Că au spus, nu facem asta, că o să creștem o națiune de analfabet. Și-au oprit-o. Și s-au întors la manuale înapoi. Și mă uitam la noi, cum fac discuții la Ministerul Învățământului despre manualele virtuale în continuare, când acolo s-a văzut falimentul. Unde? La nemți. S-a văzut falimentul brusc. Noi aici trebuie să avem, și sunt convins că avem inteligență, să înțelegem de ce. Că pe să vedem mereu la cauze. Păi, noi, când am spus despre putere, sigur trebuie să vedem și despre piață. Când spune despre piață, vedem despre bani. Și atunci, sigur că pe cine transformăm în prostelăi, ca să-mi spunem pe aia dreapte? Păi sunt aia. De realitate, spune de astea ca să cumperi băieții. Pentru că aceste aspiratoare de bani funcționează impecabil. Când lumea puțină lumea și explică molul de ce așa sau supermarketul. Păi foarte simplu. Sociologii, psihologii au gândit perfect. Cine intră acolo are două sau trei motivații. Unu, să-și ia de mâncare oarecum, dar să fie și văzut, să fie și cel mai bun. Deci toate aceste lucruri... Mai este și o altă categorie care se plimbe. Păi, puține. Iar am văzut oameni care au declarat că el merge la mall să se plimbe. Păi, ca într-un oraș. Ca așa, uite, vezi... La vitrine, golul, da. Sunt sigur că nu fără bine și definită, exact aritmetică aproape, băgatul mâine în buzunar și cumpărat. Ia, hai să ne întoarcem noi din lumile virtuale la poezie, de loc să ne întoarcem la ea, pentru că asta este bază în ce ne privește. Da, mai încercăm ceva, zic eu. Păi nu mai încercăm, că tu l-ai făcut deja, de acum încerci să le citești eventual. Da. Nu mai încerci tu să faci acum, că e târziu, l-ai tipărit. Da. Da, uite, dacă tot discutam noi, da, bine, sigur, nu punem în totalizație, un poem care se cheamă Dezlegare.
capăt de funie, zorzon lunecos, între ziduri am fost, n-am fost. Liliac de altă culoare, oală de lut, între țițele tale loc arnăut. Dă-te la vale, între cazane, tremură, pleacă, roată prea mare, nu trișa. Intră, palpează, este, nu este, ne ducem în față. La cărămidă, la vară, o, ce ronțăială e în marele sal. Și unii și alții, covoare în vânt, am fost, nu am fost, la marele rost. Asta e despre mare rost, încearcă să afle literatura și o să mai vreau un poem, să știi cu tine, ne apropiem din cheia emisiunii. Mai facem și rost să mai citești, da, nu? Unu, să-l... Da, unul, să ne apropiem de finala emisiunii și da, să ieșim cu... Am intrat cu poetul, să ieșim cu poetul. Mărturisire la umbra unui trandafir. Tu ai crezut tot ce ți-am spus. Și eu ți-am spus mai ales ce este incredibil. De exemplu, ți-am spus că Beethoven, surd, fiind întreacăt prin parcul imperial, l-a ignorat pe Napoleon. Pe malul Dunării, văzând cum îi se pierde chipul, ți-am spus că așa se reaprinde dragostea și moartea. Ți-am spus, oricum, privind din mezul trecerii, că trandafirul dăruit azi dimineață pune în cumpănă și universul și sufletul meu tremurând. Da, uite, este un poem foarte frumos care se duce către zona aceasta a metafizicului, pentru că în fond și cu asta lucrează poezia în principal, cu metafizica, adică ceea ce este deasupra, da, cotidianului, cu lumea de dincolo, de dincolo de vedere. Vom vorbi despre asta când vom ataca poezia lui Aurel Ștefan, am ataca în sensul bun al cuvântului poezia lui Ștefanache, pentru că ea lucrează, într-adevăr, cu această poetică a vederii, care este de tradiție în România, de la Eminescu încoace, când a inventat, pe la spune, folosind poezie, opoziția între privire și vedere, și definind vederea într-un anumit fel, privirea în alt fel, această poetică a vederii o regăsim și în poeziile lui Aurel Ștefanache, cu care ne vom întâlni într-o emisiune viitoare. Până atunci vă spun la revedere, să aveți o toamnă liniștită.